Bun, deci îi un băiat acolo pe sfoara aia de se întinde, știi, și se dă așa, face echilibristică din aia. Am zis că la un moment dat o să vreau să mă dau și eu pe o sârmă din aia, nu știu exact cum îi zice. Bam, salutare mai mulți și bine v-am găsit, eu sunt Ben și astăzi 15 iunie 2022. Am zis-o și în episodul trecut, astăzi fix 5 ani de când am plecat în America. Dar ăsta e un alt episod și astăzi o să vorbim despre ce fac în ziua de astăzi și ce am făcut în ziua de astăzi. Pentru că nu știu că neapărat nu stare mândru, dar știu că puteam mai bine. Și anume, faptul că m-am înscris la camion, la treia ședință la camion. Atâta de slab am fost astăzi. Deci nu știu, zici că cutia aia de viteze la camion, bă, zici că n-am înțeles-o, știi? Bă, deci fac niște greșeli în atâta de banale, din vine să mă dau cu capul de volan. Bine, exagerez acum, că nu o să fac chestia aia, știi? Și în același timp îmi dau și seama că sunt la început, dar ideea e că vă zic chestia asta ca să nu cumva să percepeți sau să înțelegeți sau să deduceți, mai bine zis, faptul că, bă, ăsta e instructor și ăsta le știe pe toate, ăsta e șmecher, ăsta e... Știi? Că facem asocierea asta de multe ori între o anumită postură și omul în sine, persoana fizică, știi? Nu înseamnă că dacă îți într-o anumită postură, le știu pe toate. Asta e și ideea, că nu trebuie să le știi pe toate, trebuie să înveți și să te adaptezi și să te organizezi în așa fel încât, atunci când trebuie și e necesar, să ai deprinderile respective. No, și despre asta e videoclipul ăsta legat de camion, pentru că e o chestie care cred că acum mă încurcă. La motocicletă m-a ajutat, e vorba de bicicletă. Pe bicicletă foarte rapid mișc de volan, da? Ei, la camion trebuie să mă mișc cu slow motion, dacă pot să zic așa, și am tendința să virez foarte, foarte mult și să, bă, zici că toate bordurile zici că vreau să le iau, dar am un noroc extraordinar pentru că e un instructor super fain, bă, deci și pune mâna pe volan, ceea ce e normal, ceea ce se întâmplă la orele de conducere. Ca să nu mă urc pe toate bordurile, mă atenționează, îmi zice, îmi arată, bă, și înțeleg, asta e ideea aia. Bicicleta asta mă încurcă, bă, deci mă încurcă bicicleta asta, bă, parcă, și ușor, ușor trebuie să mă adaptez, da, la camionul ăsta. Cu gabaritul, din ce-mi dau seama și cred, m-am acomodat. Asta mi se părea că e cea mai mare problemă. Dar văd că acum au devenit, nu știu dacă neapărat inexistentă, că trebuie să merg în mare parte cu camionul la axul drumului, ceea ce m-am adaptat și fac chestia asta, merg cu camionul la axul drumului, deși săptămâna trecută a fost o curbă, nu știu cât de mare sau cât de îngustă, da? Și era o creangă a unui copac pe margine și cumva am atins din greșeală creanga aia, că n-am fost chiar aproape de axul drumului cu camionul, dar nu s-o rup nimic, nu am rupt prelata, n-am înhâit copacul, nu l-a rupt. Nu-i grav, dar cum să zic eu, un moment din ăsta de, bă, puii mei, fii atent, că asta e, sunt foarte multe chestii de făcut într-un timp foarte scurt la camion și, da, trebuie să mă mai adaptez. O remarcă foarte importantă e ce observasem în cazul meu, ceea ce vă recomand și vouă. În cazul meu, cel puțin eu asta am observat, în două ședințe pe săptămână sunt perfecte. Dacă îți și la o zi distanță una de alta, îți și mai bine, pentru că așa se bibă, mă, informația asta, știi, în minte. Dormi, se asimilează, te odihnești, după aia ai procesat ce ai făcut cu o zi înainte, cu câteva zile înainte și așa mai departe. Face sens până la următoarea înfățișare, dacă pot să zic așa. No. Cam asta e de moment cu camionul, fraților. Sper că în restul orilor ce mi-au rămas să mă pot adapta, pentru că, sincer zic, atâta n-am chef să dau bani la ore suplimentare și să pic examenul, că trebuie să mă motivez, să mă trezesc de vreme, să mă apuc să fac deja chestionare din alea, să mă acomodez cu ele, ca pe când în momentul să fiu prezent și cu chestionarele, dar mai ales la examen, da, că ăsta mă interesează cel mai tare. E scumpe ședințe. Am mai zis-o și în celălalt video cu criza, că e rău de tot, s-o împuțit treaba, dacă pot să-i zic așa, și n-am chef, deci efectiv n-am chef să dau bani în plus, deci asta e o motivație extra pentru mine, să le iau din prima, nu că, cum să zic eu, nu că conduc rău, poate că conduc rău, da? Dar asta e și ideea, în momentul ăsta, acum azi varză, ăsta o săptămână, două, trei, sau nu știu câtă vreme când o să mai conduc iară, că n-am habar pe când o să fiu pus iară pe orar, să fiu mai
ok, știi, mai bine să se vadă îmbunătățiri și să nu mai fac greșeli, ca până la data examenului să știu tot. Nu. Astăzi, marea greșeală de care nu-s mândru absolut deloc, bă frate, deci era unul cu un duster, eu o să râdeți de mine, dar asta e și ideea, că și eu o să râd de mine, nu o să fac mișto pe chestia asta. Bă, zici că am fost, cum să zic eu, am uitat că îs cursant, ok? Bun, să ne imaginăm așa, îs cu camionul, fain frumos, și cineva cu o mașină cu un duster s-a oprit fix în mijlocul drumului, pe dreapta, un pic, da? Bun, meream pe drum liniștit și era un drum cu două benzi, da? Și dublă continuă. Bă, și ce mi-o venit mie în camă? Să pun semnal stânga, să mă asigur și să-l depășesc pe Florian. Mama mea, bă, ce frână mi-o țăpat domnul instructor. Bă, deci efectiv bătut în cap, deci că am fost la faza aia. No, domnul ziceți mie că eu nu fac greșeli. Cum să mă bag, mă, pe dublă continuă să-l depășesc pe Florian, care a stat acolo cu dusterul, în loc să o judec din punct de vedere al cursantului care e la școală și trebuie să conducă efectiv regulamentar. No, vedeți, apucăturile astea de șofer câteodată că nu îs bune. Și dacă făceam chestia aia la examen, ghiciți ce se întâmpla? Fail! Normal! Pici! N-ai cum! Deci trebuie să mă transpun în cealaltă postură a elevului, a cursantului care merge să-și ia permisul la categoria 5 și să nu mai facă căcaturi din alea, pentru că ăsta e un căcat extraordinar. Cum să calmă dubla continuă? Să-l depășesc pe Florian în loc să-i dau o gornă, să-l mute acolo, să-l claxonez pe Florian să-și mute dusterul, ca să pot eu să trec. Eu am gândit-o ca și un Costel, ca și un Florian. Bă, piciorul trec linia continuă. Nu loc să mă gândesc în termeni rutieri, nu, vedeți? Asta se întâmplă, fraților, cu gândirea asta a șofatului și cu faptul că la un moment dat ai permis și faci chestii din astea neregulamentare, da? Că să fim serioși, cu toți le facem. N-ai cum să zici că nu, nici eu la fel. Să nu credeți că eu sunt ben ăla cu aură deasupra capului. În serioși, toți facem câte o ilegalitate din asta. Ba, mai taie o curbă. Da, eu sunt convins că se întâmplă mici iregularități din astea, mici, nu, nedreptăți din astea în trafic, da? Și, cum să le zic, escapade ale condusului regulamentar, dacă pot să le zic așa. No, în fine, asta, fraților, e o mini-relatare din categoria așa să nu, dar să luați aminte că se întâmplă să faci greșeli și bine să le faci la momentul ăla în care ești level 0, level minus 1, dacă pot să zic așa câteodată. Da? No. În fine, fraților, v-am lăsat cu balansul meu de aici din hamac și ne auzim în următorul. Dacă aveți vreun tips and tricks legat de cum să fiu mai eficient și mai atent la volan, voi cei care sunteți poate deja șoferi de tir sau ați absolvit deja sau sunteți în momentul ăsta cursanți la categoria C, ziceți-mi și mie în comentarii, că tare curios aș fi. Mersi tare mult, grijă de voi și drumuri bune! Ciao!